Bună ziua! Astăzi, în a 13-a zi a programului meu de susținere pe perioadă de criză, am ales să vorbesc despre responsabilitatea pentru propria persoană. Ca să fiu capabil să trăiesc și să simt că merit să fiu fericit, trebuie să am un oarecare control asupra existenței mele, ceea ce mi impune să fiu disponibil să-mi asum răspunderea pentru propria viață și bunăstare. Propria responsabilitate este o manifestare a încrederii în sine. De cele mai multe ori suntem conștienți că suntem responsabili pentru lucrurile pe care le avem de făcut pentru alții, însă pentru noi mai puțin. Azi mi-am propus să ne uităm un pic la acest subiect și ce înseamnă de fapt să fiu responsabil pentru mine. Ce implică asta, de fapt? Mai întâi de toate, îmi asum că sunt responsabil pentru alegerile și acțiunile mele, adică accept că sunt cauza principală a vieții și comportamentului meu și țin cont de asta când aleg să fac ceva. Poți descoperi cum gândești legat de subiectul ăsta, completând rapid, cu minim 6 finaluri, propoziția: dacă mi-asum întreaga responsabilitate pentru alegerile și acțiunile mele, ce anume se întâmplă? Apoi, mi-asum că sunt responsabil pentru realizarea dorințelor mele. Nu e datoria nimănui altcuiva, așa cum nici eu nu răspund de realizarea dorințelor altora. Că aleg să îndeplinesc asta uneori, e cu totul altceva. Dacă eu am dorințe, depinde de mine cum să le satisfac, să fac un plan de acțiune pentru asta. Dacă acest proces implică mai mulți oameni, e responsabilitatea mea să știu ce lucruri vor ei de la mine, dacă vor coopera cu mine și să-mi asum disponibilitatea și alegerea de a oferi ce cer ei rațional. Sunt conștientă că suntem ființe egoiste și nu facem nimic fără un beneficiu. Și accept și respect asta atât în mine cât și în ceilalți. Pentru a face diferența între o dorință și un vis, cu alte cuvinte, pentru a vedea dacă dorința este serioasă, pot răspunde realist la întrebarea: ce sunt dispus să fac pentru a obține ceea ce vreau? Și eu folosesc foarte des întrebarea asta când vreau să-mi dau seama dacă unul dintre copiii mei chiar își dorește chestia aia sau e așa, doar un vis, o aruncă și el în eter și dacă se prinde bine, dacă nu, nu. În momentul în care îi întreb dacă sunt dispuși, de exemplu, să plătească pentru ceea ce cer și să lucreze suplimentar și ei spun nu, mie mi-e clar că, de fapt, nu e o dorință. Nu e un scop. E doar un vis. De multe ori am sărit la început, când nu știam cum să le deosebesc, cum deschidea gura fiică mea, cum să-i satisfac dorința și am realizat că nu e chiar sănătos să fac chestia asta. Altfel cum începe ea să se responsabilizeze pentru a-și atinge scopurile. De asemenea, mi-asum că sunt responsabil pentru nivelul de implicare pe care îl am față de munca mea. Pentru că nimeni nu poate să fie responsabil pentru nivelul meu de conștientizare față de activitățile zilnice. Pot alege să mă implic, să dau tot ce am mai bun în această acțiune pe care o aleg să o fac sau nu, în diferite grade și cu consecințele de rigoare care apar. Totodată, îmi asum că sunt responsabil pentru nivelul de implicare pe care îl am față de relațiile mele. Și aici mă refer atât la alegerea prietenilor, cât și la implicarea mea sau lipsa de implicare în cadrul întâlnirilor noastre. Sunt conștient de ceea ce vorbesc? Mă gândesc la implicațiile declarațiilor mele? Observ modalitatea în care ceilalți sunt afectați de ceea ce spun sau fac? Sunt de asemenea responsabilă pentru comportamentul meu față de ceilalți oameni, față de parteneri de viață, față de copii, de prieteni, de colegi, de asociați, de clienți. Și asta se referă la felul în care ascult și vorbesc, la promisiunile făcute pe care le onorez sau nu,
Renunțăm la această răspundere când spunem ce mă enervează copilul ăsta sau m-aș comporta altfel dacă tu ai face nu știu ce. Sunt totodată responsabil de modalitatea în care îmi organizez timpul, indiferent dacă asta este sau nu în disonanță cu valorile mele. Dacă declar ceva și timpul îl aloc pentru cu totul altceva, se cere să-mi confrunt această discrepanță. Pot completa pentru mai multe conștientizări replica: dacă mi-asum responsabilitatea pentru modul în care îmi organizez timpul, ce răspunsuri aș avea? Se cere să-mi asum că sunt responsabil de calitatea mesajelor pe care le trimit legat de claritate, de verificarea dacă m-am făcut înțeles, de tonul cu care transmit mesajul, de modalitatea prin care îmi transmit gândurile. De multe ori aud pe persoane în jur care spun: a, păi da, ăla-i prost, n-a înțeles ce am zis eu. Dar interesant este că sunt mai mulți care nu înțeleg mesajul respectiv și persoana care spune chestia asta nu realizează că de fapt ea n-a transmis mesajul într-o formă în care ceilalți să poată să-l înțeleagă. Îmi asum de asemenea că sunt responsabil de fericirea personală. Una din calitățile imaturității este încrederea că trebuie să fie cu siguranță treaba altcuiva să mă facă fericit. De exemplu, dacă cineva m-ar iubi, atunci m-aș iubi și eu. Dacă cineva ar avea grijă de mine, atunci aș fi mulțumit. Dacă cineva m-ar scuti de luarea deciziilor, atunci aș fi lipsit de griji. Și asta cu luarea deciziilor e o chestie foarte fină, are o nuanță foarte fină, pentru că de multe ori nici nu ne dăm seama de ce ne enervează cei din jur. Că de fapt presupunem că ar trebui să se gândească la cum să ne ia nouă de pe umeri greutatea asta de a lua decizii. Eu am fost multă vreme supărată pe soțul meu și nici măcar nu realizam de fapt de ce sunt supărată. Cred că au fost câțiva ani. Și la un moment dat, tot lucrând cu mine, a apărut și conștientizarea. De fapt, eram supărată că prin comportamentul lui mă forța să iau eu deciziile pentru mine. Când eu, de fapt, așteptam să mi le ia el. Pentru că încă nu mă maturizasem. Pentru mai multă conștientizare, te rog să completezi fraza: dacă mi-asum responsabilitatea integral pentru fericirea mea personală, oare ce ar ieși? Când îți asumi asta, îți iei viața în propriile mâini și te simți eliberat, plin de putere. De asemenea, sunt responsabil pentru acceptarea și alegerea valorilor care îmi ghidează viața. Dacă le-am preluat de la alții pe pilot automat, fără să mă gândesc până la nivelul de a mă identifica cu ele, deși nu mă servesc, atunci dezvolt un comportament prin care să evit recunoașterea acestei disonanțe. Dacă sunt dispus să iau și să privesc toate valorile mele din perspectiva întrebării mă servește, e contribuție pentru mine să valorizez asta, atunci aș putea descoperi că unele din ele se cer revizuite și schimbate și dacă aș face asta, m-aș simți eliberat. Nu în ultimul rând, îmi asum că sunt responsabil pentru dezvoltarea nivelului meu de încredere în sine. Pentru că este un dar pe care mi-l fac singur, nu pe care îl aștept de la alții. Este generat din interior. Ca să aștept pasiv să se întâmple ceva, ca să-mi crească încrederea în mine, înseamnă să mă pedepsesc, să duc o viață plină de frustrări. Și la acest punct am primit întrebarea: da, nu e de ajuns să credem în Dumnezeu? Ca să avem încredere în noi? Și nu este de ajuns, pentru că în momentul ăla, de fapt, ne cedăm răspunderea către exteriorul nostru. Nu mai păstrăm în interior.
Și până la urmă, Dumnezeu ne-a creat egali. Depinde de fiecare ce alegeri face în viață. Dacă eu aleg să nu am încredere în mine, Dumnezeu n-are nicio vină. Eu am ales asta. Mai este și replica aia, mai glumeață, Dumnezeu îți dă, dar nu spune și întraistă. Da, și asta e răspunderea ta. Când nu ne asumăm toate aceste responsabilități, de fapt, rămânem, ne păstrăm în poziția copilului dependent. Ca să devenim adulți înseamnă să devenim responsabili. Să ne bizuim pe noi din punct de vedere psihologic și financiar. E adevărat că deținem controlul asupra anumitor lucruri, cele legate de mine, de alegerile mele, și nu deținem controlul asupra altora. Dacă mă consider responsabil pentru ce nu pot controla, îmi pun încrederea în mine în pericol, pentru că nu am cum să-mi îndeplinesc așteptările. Trebuie să cunosc diferența dintre ce poate fi controlat de mine și ce nu. Singura mea implicare, care depinde de controlul meu voit, este cea pe care o vreau eu. Când îmi asum răspunderea pentru mine, apar întrebările: eu ce aș putea să fac? Ce am neglijat? Ce am calculat greșit? Cum pot corecta situația asta? Ce am de învățat din asta? Și când lipsesc aceste, când lipsește răspunderea de sine, apar protestele. Nimeni nu mi-a spus să fac asta. Nu e treaba mea. Nu trebuia să mă lase așa, să nu mă supravegheze. Și sunt mai multe. Pot să fie și scuze, și învinuiri. De obicei, oamenii care își asumă răspunderea pentru propria viață sunt orientați pe gândirea de soluții. Ne simțim responsabili când avem un obiectiv productiv, pentru că asta ne susține independența. Altfel, rămânem copii, dependenți de părinți. Și chiar suntem educați ca să fim dependenți de Dumnezeu. Să așteptăm mila Lui. Dumnezeu ne-a creat puternici, ne-a creat asemenea Lui. De ce ar trebui să așteptăm să facă El ceva când noi nu facem nimic pentru noi? Da, îi cerem ce ne dorim, contribuția Lui. Dar partea noastră nu suntem dispuși să o facem? Responsabilitatea proprie este exprimată prin orientare activă spre a trăi, a gândi independent. Doar că de multe ori nu gândim independent. Doar repetăm, reciclăm gândurile altora. Nici măcar nu le trecem prin filtrul propriu de gândire. Prin asumarea responsabilității propriei existențe, de fapt recunoaștem că nu avem dreptul moral să tratăm celelalte ființe ca fiind mijloacele prin care ne atingem scopul și nu cerem niciodată altei persoane să acționeze contrar interesului propriu, așa cum îl înțelege ea, nu cum îl înțelegem noi. Sper că am atins destul de clar acest subiect, astfel încât să putem să mergem mai departe în zilele următoare, să lucrăm pe creșterea responsabilității de sine. Dacă v-a plăcut informația, dacă v-a fost utilă, puteți să o împărtășiți și cu alte persoane. De asemenea, vă invit să dați subscribe canalului meu de YouTube pentru a putea fi la curent cu noile mele postări. Până ne revedem și ne reauzim, vă doresc mult succes și multă bucurie. La revedere!